Deschidem cuvântul Domnului în Epistola 1 Ioan, capitolul 3, de unde vom citi cuvântul lui Dumnezeu, începând cu versetul 1. Să ascultăm cuvântul. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Preiubiților, acum suntem copiii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curăță după cum El este curat. Oricine face păcat, face și fără de lege și păcatul este fără de lege. Și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Oricine rămâne în El nu păcătuiește, oricine păcătuiește nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum El însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul și diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați. În vremea umblării sale pe pământ, Domnul Iisus a avut un dialog cu iudeii evlavioși, cu farisei, cu cărturarii, cărora i-a reproșat că nu îl cunosc pe Dumnezeu. Domnul Iisus le-a spus că cei care sunt biruiți de păcat sunt robi ai păcatului și că El, prin adevărul Lui, prin cuvântul Lui, a venit să aducă libertatea, să aducă adevărata slobozenie. În fața acestor cuvinte, iudeii din vremea respectivă s-au apărat spunând că ei n-au fost niciodată robi nimănui, și că ei sunt sămânța lui Avram, ei sunt urmașii lui Avram, ei sunt parte a legământului avramic și prin urmare ei aparțin lui Dumnezeu, sunt poporul lui Dumnezeu, tatăl lor este Dumnezeu, tatăl lor este Avram, așa că reproșul că ei nu aparțin lui Dumnezeu și nu-L cunosc pe Dumnezeu nu are fond. În ciuda acestei apărări, Domnul Iisus le-a spus că e adevărat, voi sunteți, din punct de vedere biologic, fiii lui Avram, sunteți sămânța lui Avram, dar nu sunteți copiii lui Avram. O remarcă foarte ciudată și stranie. Sunteți sămânța lui Avram, dar Avram nu este tata vostru. Această observație făcută de Domnul Iisus se leagă în multe feluri de creștinătatea contemporană. Și noi ne revendicăm ca făcând parte din Biserica lui Dumnezeu. Ne numim Biserică Apostolică, ne numim popor al lui Dumnezeu, mărturisim despre noi înșine că suntem copii ai lui Dumnezeu. Vă rog să notați că toate aceste mărturisiri despre sine similare le-au făcut cu o egală ca a noastră convingere și fariseii din vechime. Și cu toate acestea, Domnul Iisus le-a spus, deși sunteți sămânța lui Avram, Avram nu este tatăl vostru. La întrebarea de cine este atunci tatăl nostru, Domnul Iisus a spus, tatăl vostru este diavolul. Și aceasta pentru că faceți faptele diavolului. Un cuvânt foarte greu. Un cuvânt tulburător care atunci a fost respins și care mereu de generațiile care au urmat, de mulți exponenți acelor generații, a fost respins. Adevărul e că trăim vremuri în care
bisericile locale, comunitățile creștine, sunt amestecate cu oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cu bărbați și cu femei care se pretind partea poporului lui Dumnezeu, dar care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Problema aceasta este o problemă veche, ea se regăsește și în mărturia Scripturii. Aduceți-vă aminte despre Samuel, care era un copil și care slujea lui Dumnezeu, cum fac și copiii noștri, adolescenții noștri, și care la acel moment al vieții sale nu îl cunoștea pe Dumnezeu. Trebuie să ne întrebăm serios în ce măsură copiii noștri, tinerii noștri, îl cunosc pe Dumnezeu. Amintiți-vă că în dreptul bisericii din Corint, o biserică pentru care Apostolul Pavel spune că a căpătat mărturia că este popor al lui Dumnezeu, totuși, privind mai în detaliu, Apostolul Pavel a zis: veniți-vă în fire cum se cuvine și nu păcătuiți, căci sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Erau membri în acea adunare, sunt între voi unii care nu cunosc pe Dumnezeu. În vremea aceea erau oameni care se numeau frați, se numeau copii ai lui Dumnezeu, se declarau creștini, dar a căror viață nega această revendicare a identității de creștin. Pavel îi dă pe față spunând: v-am scris să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate. 1 Corinteni 5:11. Își zice frate. Măcar că își zice frate, totuși auziți cum este el în realitate. Curvar, lacom de bani, închinător la idoli, defăimător, bețiv, răpăreț. Cu un astfel de om, spunea Pavel, nu trebuie nici să mâncați. Cartea Apocalipsa ne stă mărturie prin descrierea profilului celor 7 biserici că și atunci comunitățile creștine erau comunități amestecate. În Pergam unii se țineau de învățătura lui Balaam, în Tiatira, Izabela, care se numea prorociță, învăța și amăgea pe cei mai slabi să se dedea la curvie, să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, în Sardes o majoritate își mânziseră hainele, le mergea doar numele că trăiesc, dar în fapt erau morți, câțiva doar și-au păstrat curată haina, ca în Smirna, să ni se spună că era acolo o sinagogă care pretindea că este sinagogă a lui Dumnezeu, dar despre care Domnul a spus mai degrabă este o sinagogă a satanei. Iată realitatea. Cuvântul lui Dumnezeu pune în fața noastră aceste situații care cu siguranță că dacă în vremea Domnului Iisus, notați-vă rog, era Domnul Iisus în trup pe pământ, El vorbea. Dacă în vremea apostolilor Domnului, a lui Pavel, el vorbea în biserica din Corint, el a fondat biserica din Corint. Dacă în vremea apostolului Ioan, el a păstorit bisericile din Apocalipsa, el le-a scris scrisori, el a căutat și le-a învățat. Au fost aceste realități. Ce să zicem noi în vremurile noastre? Atât de departe ca istorie de atunci, și trecuți prin atâtea și atâtea, generație după generație, prefaceri. Cu siguranță că această veche problemă poate deveni și problema noastră. Așa că este oportun să ne ridicăm întrebarea: ce fel de creștin sunt? Oare sunt născut din nou? Oare sunt un copil al lui Dumnezeu? Revendicându-mă ca aparținând bisericii lui Dumnezeu, bisericii apostolice, mărturisind despre mine că am credință în Biblie, în Domnul Iisus, că-L urmez pe El, că-I aparțin, oare mă recunoaște Dumnezeu? Sau, vă rog să observați cât de veche e problema, chiar acolo la altar, printre primele altare făcute de oameni, s-au adunat doi frați, parte aceleași familii, să se închine. Cain și Abel.
Unul s-a închinat plăcut lui Dumnezeu și a primit din partea lui Dumnezeu confirmare, iar jertfa celuilalt a fost respinsă. Notați, vă rog, Cain nu e ateu, nu e agnostic, Cain nu e un nereligios, un neumblat la biserică, el știe ce e aceea jertfă, știe ce e acel altar, știe să aducă până la altar jertfa, dar nu mai știe să-și predea lui Dumnezeu viața. Păcatul l-a învins, Dumnezeu l-a respins și omul acela s-a făcut ucigaș. Arem să avem în atenția noastră, pe fondul acesta, un mesaj despre identitatea creștină. Vom vorbi despre însemnele celui născut din Dumnezeu. În epistola 1 Ioan găsim 5 asemenea însemne. Ele sunt însemne vitale. Un organism viu prezintă semne vitale. Când eram copil, mergeam la școală, dascălii din vremea aceea ne-au învățat că un organism viu poate fi recunoscut prin faptul că prezintă semne vitale. Respirația era un asemenea semn, pulsul era un asemenea semn. Eram învățați să punem mâna, să apăsăm așa cu degetul pe cheietura mâinii, simțeai presiunea pulsului, e viu. Sau să pui o foaie, o bucată de sticlă, foaie de sticlă, oglindă mai ales, pe gura celui care se făcea că e mort și repede se aburea, e clar, e viu, respiră. Astea sunt semne vitale. Într-un mod asemănător, creștinul, omul născut din nou, omul acela care vine la adunare, care declară despre sine că este copil al lui Dumnezeu, prezintă semne vitale. Poți să vii la biserică fără să prezinți semnele vitale. Peste mine, 49 de ani o să împlinesc la anul, au trecut destui ani ca să-mi dau seama că sunt oameni care pot veni la biserică și să n-aibă absolut nimic cu Dumnezeu. Religia lui Cain. Pot să afirme cu tărie despre ei că sunt copii al lui Dumnezeu și totuși să fie dintre cei despre care a zis Pavel, sunt între voi unii care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Să ne cercetăm pe noi înșine, în lumina acestui cuvânt, 5 trăsături ale celui născut din nou. Primul rând, cel născut din nou crede că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Acest prim însemn, marker al identității creștine, scoate în evidență atitudinea față de Domnul Iisus. Atitudinea față de Domnul Iisus este fundamentală. În cuvântul lui Dumnezeu este scris 1 Ioan 5:1. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Această afirmație este o afirmație plină de putere. Oricine, oferta este generoasă, crede că Iisus este Hristosul, adică este Mesia, este Salvatorul, este Mântuitorul, e Cel trimis de Dumnezeu în lume să salveze lumea. Oricine crede că Iisus s-a întrupat, a murit pe cruce pentru păcate, a înviat din morți, s-a înălțat la cer și este mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu. Oricine îl mărturisește, îl recunoaște pe Iisus ca Hristos, ca Mesia, ca Salvator, este născut din Dumnezeu. E foarte, foarte importantă această credință. Oricine iubește pe Cel ce l-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Ca în Ioan 14:15 să spună așa cuvântul, atitudinea față de Iisus. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ce ușor e să spui de la vorbă, de la gură, îl iubesc pe Iisus. Dar cum probăm oare, în mod obiectiv, că îl iubim cu adevărat pe Domnul Iisus? În acest cuvânt El ne spune cum. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Acela care spune că îl iubește pe Iisus, dar care calcă în picioare porunca lui Iisus,
desconsideră cerința lui Iisus, este un mincinos. Acela care spune, eu iubesc pe Domnul Iisus, aparțin Domnului Iisus, dar care știind că Iisus a zis să nu urăști, el urăște. Să nu prea curvești, el curvește. Să nu minți, el minte. Să nu ții dușmănie, el ține dușmănie. Omul acela este mincinos. Cine îl iubește pe Iisus, cine este născut din Dumnezeu, îl iubește pe Domnul Iisus, crede în Domnul Iisus și asta îl conduce la a păzi porunca Domnului Iisus. Ioan 8:31. A zis iudeilor care crezuseră în el, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei. Deci, iată primul însemn al celui născut din nou. El îl mărturisește pe Iisus ca Domn și Mântuitor al său, crezând în Domnul Iisus, iubindu-L pe Domnul Iisus și păzind cuvântul Domnului Iisus. Asta e foarte clar. A doua trăsătură ține de atitudinea față de moralitate. Cel născut din Dumnezeu nu trăiește în păcat. Cel născut din Dumnezeu crede în Iisus și din punct de vedere al relației sale cu moralitatea, nu trăiește în păcat. Să ascultăm ce-i scris. 1 Ioan 3, de la 6, la versetul 10. Oricine rămâne în El, adică în Iisus, nu păcătuiește. Vă rog să observați claritatea și forța acestui cuvânt. Oricine rămâne în Iisus, nu păcătuiește. Oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește, uitați-vă, vă rog, la acest verset, versetul 8. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Dacă în moralitatea ta trăiești în păcat, comiți păcat, nu e vorba de un păcat făcut accidental, nu e vorba de o greșeală în urma căreia conștiința ți este profund tulburată și apoi mâna de căință, te întorci la Dumnezeu cu pocăință, te mărturisești, te schimbi, ți-asumi, nu e vorba de o greșeală aici, aici e vorba de o trăire. Aici e vorba de modul de a fi. Păi cum poți să spui sunt creștin și tu trăiești în păcat? Sunt oameni care se revendică creștini și de ani de zile trăiesc în păcat. Acolo nu mai e o greșeală, acolo e o viață trăită în păcat. Cine trăiește în păcat nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Versetul 9, iată cât de clar. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui, adică sămânța lui Iisus, rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Vă rog să observați din nou claritatea și exactitatea acestui cuvânt. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește și nu poate păcătui. De ce nu poate păcătui? Fiindcă este născut din Dumnezeu. Deci este un semn vital. Este ca și cum ai zice, un om viu respiră, n-are cum fi mort că respiră, de-aia respiră că e viu. Este un însemn vital, atitudinea față de moralitate. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 18, știm că oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește și cel născut din Dumnezeu îl păzește, și cel rău nu se atinge de el. Din nou, un cuvânt plin de claritate. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Frații mei, acestea sunt declarațiile Scripturii. Noi dacă dorim să ne verificăm identitatea noastră, să răspundem biblic la întrebarea sunt sau nu născut din nou, trebuie să accept definiția Scripturii, nu opiniile dulcege ale multora din zilele noastre. Cine îl cunoaște pe Dumnezeu,
nu trăiește în păcat. Standardele de moralitate ale celui născut din Dumnezeu sunt extrem de înalte. Modelul este Isus. Ceea ce în Biblie scrie că e păcat, creștinul recunoaște în însăși natura lui, fără să aibă nevoie de argumente și convingere din exterior. Duhul Sfânt, care a făcut din viața lui locuință, din trupul lui locuință, din inima lui templu, a adus în interiorul acelui născut din nou o lumină, o ungere. Și de acum este un reflex natural, recunoașterea moralității, recunoașterea sfințeniei lui Dumnezeu, este un instinct pentru cel născut din nou. E un instinct duhovnicesc. De aceea zice Ioan, ungerea aceasta lui Dumnezeu care este peste voi vă învață. Și nu e nevoie să vă învețe cineva, că această ungere vă învață. Despre asta a vorbit. Că în planul credinței, în planul moralității, Duhul Sfânt este călăuză. Moralitatea este înaltă, standardul este extrem de înalt. Dumnezeu nu s-a răzgândit, stimați creștini. Ce a gândit Duhul în vremea lui Petru, când a osândit pe loc păcatul minciunii și al goanei după întâietate la Anania și Safira, gândește și acum. Ce a spus Dumnezeu despre biserica din Corint, v-am zis să n-aveți niciun fel de legături cu vreunul care zice frate și care trăiește. Auziți ce descriere a moralității. În curvie, este curvar, lacom de... Vă rog să notați, e foarte important, nu zice a căzut în curvie, este curvar. Cineva, un creștin, poate să cadă și în păcatul acesta, Doamne ferește. Și dacă se întâmplă și este născut din nou, omul acela nu se complace. Omul acela se pocăiește, se mărturisește, caută cu toată puterea lui să găsească drumul, intră în jalea pocăinței, nu mai are somn, nu mai are bucurie, nu mai are nimic, nu se mai poate bucura de nimic, a pierdut pacea cu Dumnezeu. Nu zice, a căzut în curie, este curvar, la care trăiește. Este lacom, este închinător la idol, este defăimător, este bețiv, este hrăpăreț. Deci este vorba de moralitate. Această orientare mai nouă, care devine tot mai populară și în creștinismul românesc, că nu ne stă bine să zicem că suntem mai altfel decât alții. La un moment dat cineva și zis, da, nici nu mai trebuie să spunem că biserica este mai sfântă decât alții. Toți suntem păcătoși, Dumnezeu ne iubește pe toți, diferența dintre noi și lume este doar că noi avem Mântuitor. Nu, la asta nu. Înțelegem, avem Mântuitor și la asta spunem amin, slăvit să fie în numele Lui, că este Mântuitorul nostru. Dar ascultați-mă bine, vă rog, această gândire că l-ai pe Iisus Mântuitor și răbăi ca oamenii de lume este o mare amăgire. Imaginați-vă doi bolnavi într-un spital, bolnavi de moarte, declarați amândoi bolnavi incurabil, medicii au spus nu mai avem ce să vă facem. Și unul dintre ei spune celuilalt, domnule, diferența dintre mine și tine este că eu am medic și tu n-ai. Eu am doctor și tu n-ai. La care celălalt ar putea spune, ok, și dacă ai doctor, ce cauți aici? Dacă ai doctor, cum se face că ești bolnav? Așa sunt și aceia care spun, îl am pe Iisus ca mântuitor. Întreb eu, nu e legitim să-l întreb pe cel care se laudă că are medic? Că medicul lui e cel mai bun și că îl scapă și îl vindecă de toate bolile, de a le prinde boală pe patul de moarte, se laudă că are medic, medic care îl vindecă și îl e bolnav. Nu-i legitim să-l întrebe, ce medic ai tu? Ce doctor ai tu, Ioane? Ăla-i doctor? Păi ce mântuitor ai? N-ai! Dacă ai avea, ai fi mântuit. Dacă ai avea mântuitor, n-ai trăi în păcat, n-ai mântuitor. Ai nevoie de mântuitor. Cel care îl are pe Iisus Mântuitor e transformat, e schimbat. Asta spune Ioan, cine e născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Dacă păcătuiești, dacă trăiești în păcat, te lauzi pe degeaba că l-ai pe Iisus ca Mântuitor. N-ai, e doar părerea ta că ai.
Și cu păreri din acestea poți ajungi în iad? Dumnezeu din cer să ne trezească la viață. Pentru copiii lui Dumnezeu, ceea ce spune în această zi este o mare bucurie. Și pentru cei care vă surprindeți pe partea cealaltă, este o veste grozavă. Vă puteți întoarce la Dumnezeu, oameni buni? Domnul Iisus este gata să primească orice suflet care strigă după ajutor. Dumnezeu este gata să ridice, să curățească, să salveze. Binecuvântat să fie în numele Lui. În rândul al treilea, a treia trăsătură a celor născuți din nou din Dumnezeu, ei trăiesc o viață după modelul lui Iisus. Nu e totul să respingi imoralitatea. E virtute care trebuie să fie urmată. Ioan 1 Ioan 2:29. Dacă știți că El este neprihănit, să știți și că oricine trăiește în neprihănire este născut din El. Și apoi, 1 Ioan 2, de la 3 la 6. Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem. Vreau să observați ce putere și claritate au aceste cuvinte din Biblie. Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem. Pe Domnul Iisus. De unde? Dacă păzim poruncile Lui. Cine zice Îl cunosc și nu păzește poruncile Lui, este un mincinos și adevărul nu este în el. Dar cine păzește cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită. Prin aceasta știm că suntem în El. Deci cine păzește poruncile Lui, în el dragostea lui Dumnezeu este desăvârșită. Și prin asta, că păzim poruncile Lui, știm că suntem în El. Ca apoi să fie clar, clar de tot. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Iată modelul. Standardul pus în fața noastră, cel născut din Dumnezeu își centrează viața în jurul Domnului Iisus. Pentru el, Domnul Iisus nu e o idee, nu e un mit, nu e o poveste. Domnul Iisus este o ființă vie, el crede că Iisus Hristos a înviat din morți și îl urmează pe Iisus. Viața lui e cristocentrică. El se raportează la Domnul Iisus, îl urmează pe Domnul Iisus, îl ascultă pe Domnul Iisus. Iisus este centrul vieții sale. Este Domnul Iisus centrul vieții tale? Cel născut din nou se simte atras de Iisus. Te simți atras de Domnul Iisus? E bucuros să audă despre Iisus. E bucuros să vorbească despre Iisus. Iisus este în centrul vieții sale. Ascultați ce a spus Dumnezeu celor care erau agresivi față de cuvintele lui Iisus. Ioan 8:47. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. E ca și cum ai zice, 1 + 1 = 2. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele lui Dumnezeu. Prin urmare, dacă nu asculți cuvintele lui Dumnezeu, nu ești din Dumnezeu. Apoi Iisus, după ce dă definiția identității spirituale, cine este din Dumnezeu, ascultă de Dumnezeu, explică fariseilor care se pretindeau sămânța lui Avram, de ce ei totuși nu pot asculta. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Lasă, rogu-te, acest cuvânt. Voi de aceea nu ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Păi cum poate un om care se declară creștin să spună sunt al lui Dumnezeu, dar nu vrea să asculte de porunca lui Dumnezeu? Porunca lui Dumnezeu îl deranjează, cuvintele lui Iisus îl incomodează. Ar prefera să nu le audă, să nu le vadă, să nu le știe. Le-ar modifica de ar sta în putere. De ce această ostilitate? De ce această neputință? Simplu, nu sunteți din Dumnezeu.
Că dumneavoastră trăiți în altă lume, domnilor. Nu trăiți pe planeta lui Dumnezeu, trăiți pe altă planetă. Și pentru că trăiți pe altă planetă, n-aveți cum înțelege ce e aici. De-aia trăiți în păcat, de-aia nu puteți asculta de Dumnezeu, de-aia nu vă plac poruncile lui Dumnezeu, pentru că nu sunteți ai Lui. Spuneți, vă rog, e jignitor să găsești, să fii bolnav, să te duci la un spital, să-ți faci analize, consideră oare, sau poate fi considerată jignitoare comunicarea pe față a adevărului despre starea pacientului? E jignitor? E culpă? De ce doctorilor le mulțumim frumos când ne spun cum stau cu sănătatea și pe predicatorii batjocorim? De ce? Simplu. Nu sunteți din Dumnezeu care faceți asta. De-aia. Ostilitatea față de cuvintele lui Iisus este ostilitate față de Dumnezeu. Și atunci cel născut din Dumnezeu se regăsește. El este în această atmosferă. El iubește cuvintele lui Dumnezeu. Crede în Iisus. Moralitatea lui este înaltă. Nu trăiește în păcat, ci dimpotrivă trăiește ca Domnul Iisus. 4. Cel născut din Dumnezeu iubește semenii. Această trăsătură este din nou una esențială. Ioan capitolul 1, 1 Ioan capitolul 3, versetul 10 la versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu spune așa: prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu. Și apoi, nici cine nu iubește pe fratele său. Și apoi pe această temă: căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau neprihănite. Deci exact același scenariu. Pentru ce l-a ucis, întreabă Dumnezeu? Pentru ce? Pentru că el era rău și fratele său era bun. De-aia. Nu era în el iubire. Diferența nu i-a stârnit admirație și nu i-a fost model, ci a stârnit patimi și dușmănie. Exact așa și acum. Diferența dintre un copil al lui Dumnezeu curat, sfânt, și unul care se pretinde curat și copil al lui Dumnezeu, stârnește mai degrabă ostilitate și dușmănie, nu admirație și model. Ca pe vremea lui Cain. De aceea, cel neprihănit e batjocorit. Să fie batjocorit din partea lumii n-ar fi o mirare mare, dar să fie batjocorit de cei care se pretind creștini, asta e prea de tot. Și cu asta deducem spre iubire. Oricine urăște pe frate, cine nu iubește, sau să luăm și mai sus, nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Versetul 13. Nu vă mirați, fraților, dacă vă urăște lumea. Noi știm că am trecut din moarte la viață pentru că iubim pe frați. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este un ucigaș și știți că niciun ucigaș n-are viață veșnică rămânând în el. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Cei născuți din Dumnezeu înțeleg semnificația acestui cuvânt. Capitolul 4, versetul 7 la 8. Preiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Versetul anterior, 7. Dragostea, oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Rog să observați claritatea, limpezimea, forța, acuratețea acestei declarații. N-are nevoie de explicație. Oricine iubește este născut din Dumnezeu.
și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. Nu e vorba aici de iubirea înțeleasă în sensul lumesc. Americanii iubesc orice, de la mașină până la I love it. Nu e vorba de o asemenea iubire și nici de iubirea firească. E vorba aici de o iubire care vine în contra orientării naturale. Iubirea față de semen, iubirea față de dușman, iubirea față de Dumnezeu. Acest verset, acest cuvânt ne spune că în inima creștinului Dumnezeu a pus dragoste. Acea stare interioară descrisă de apostolul Pavel în epistolele sale ca vrăjmășie. Stăteam în întuneric, zicea Pavel, ne uram unul pe altul și eram vrednici să fim urâți. Asta e starea de lume. Câtă răutate e lumea asta, cât egoism, câtă violență, câtă nedreptate. Și toate se hrănesc din același izvor, absența iubirii. Cum poți să spui iubesc pe semenul meu și te atingi de cei a lui? Înșeli, spunând-ne adevărul. Ceartă, egoism, răutăți de tot felul. Deci, la bază este absența iubirii. În inima creștinului Dumnezeu a pus dragoste. Această dragoste este semănată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, spune apostolul Pavel. Ne-a schimbat inima. Copiii lui Dumnezeu se uită la cei din jur orientați spre iubire, chiar dacă au fost răniți. Ei iubesc. Asta îi caracterizează. Și această dragoste pusă de Dumnezeu în noi ne dă puterea să ne rugăm și pentru cei care ne fac rău. Este doar dragostea de la Dumnezeu. Și al cincilea și ultimul lucru în dimineața aceasta, cel născut din Dumnezeu nu se identifică cu valorile și cu viața de lume. Este o altă trăsătură a celor născuți din nou. 1 Ioan 5, de la 3 la 5. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și poruncile lui nu sunt grele. Ce frumos cuvânt! Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea. Hai să ne întoarcem. Versetul 3. O să observați legătura. Dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și poruncile lui nu sunt grele. De ce nu sunt grele? De ce poruncile lui nu sunt grele? Uitați de ce. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruiește lumea. De aia. Pentru cel nenăscut din Dumnezeu sunt teribil de grele. Neînțelese, poveri imposibil de purtat. Dar pentru că omul a fost născut din nou, pentru că în el este Hristos, este viață de la Dumnezeu, biruința vine de la sine. Ceea ce dă această biruință asupra lumii este credința noastră. Și care e credința aceea? Să ne uităm la versetul care urmează. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Asta e credința. L-ai mărturisit pe Iisus ca Domn al tău, ca Mântuitor al tău. Ți-ai pus viața în mâna Lui, ți-ai centrat viața în jurul Lui. E modelul tău. E ușor să înaintezi. Ai primit viață de la Dumnezeu și biruința împotriva lumii e acolo. Dar cel nenăscut din Dumnezeu este fermecat de lume, este atras de lume, este modelat de lume și motivat de lume. El iubește lumea. Tot Ioan dă pe față starea aceasta, capitolul 2, 15 la 17. Nu iubiți lumea nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în ea. Dumnezeu să ne ajute. Iată ce spune Domnul celor care se complac, numindu-se creștini, cu iubirea lumii.
Iacov 4:4. E și greu să citesc ce scrie, deși n-ar trebui să ne fie. Suflete prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Aspecte clare legate de identitatea noastră. Ce înseamnă să iubești lumea? A iubi lumea înseamnă să îți modelezi mintea, valorile, standardele, așa cum o face lumea. Să numești important ce numește lumea important. Succes ce numește lumea succes. Plăcere ce numește lumea plăcere. Bine și rău ce numește lumea bine și rău. Standard de moralitate și de viață ce numește lumea standard de viață și moralitate. Asta înseamnă să iubești lumea. Domnul ne învață că biserica lui e relevantă pentru această lume doar în măsura în care este diferită de lume. Când biserica începe să imite lumea ca să intre în voile ei, nu va face altceva decât să-și câștige disprețul și mai mare dispreț față de lume. De iubit nu va fi iubită niciodată, dar de respectat va fi. Biserica va fi respectată și este respectată de lume, dar este respectată doar în măsura în care e diferită de lume. Când se aseamănă cu ea, e disprețuită și urâtă. Când e diferită de ea, e respectată și urâtă. Nu e respectată și iubită. E respectată și batjocorită. Dar respectată. Urâți oricum o să fim, mai trebuie să decidem dacă respectați sau nu. Dar iubirea lumii nu o să o avem. Crezi că dacă te complaci, dacă te duci, vei fi fericit unde ești? Când îți va fi lumea mai dragă, îți va zice cel de lume, tu n-ai voie. Doar dacă te-ai camuflat până acolo, încât nimeni, nici Dumnezeu, nu-și mai știe rădăcinile. Cel născut din Dumnezeu nu e atras de cele lumești, ci este atras de Dumnezeu și de cuvântul lui. Iată cele 5 caracteristici, semne vitale ale celui născut din Dumnezeu. Atitudinea față de Iisus. Iisus este Fiul lui Dumnezeu, Hristosul. Atitudinea față de moralitate. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Atitudinea față de dreptate. Cel născut din Dumnezeu trăiește după modelul lui Iisus. Atitudinea față de semen. Cel născut din Dumnezeu iubește pe aproapele său. Atitudinea față de lume. Prezent în ea, dar diferit de ea. Diferit de ea. Prezent în lume, ca o cheie prezentă în broasca unei uși. E acolo, se deschide ușa. Dar nu face parte din ușă. Așa, biserica e prezentă în această lume, dar nu al lumii. Și notați, vă rog, biserica va birui în final, nu lumea. Biserica va birui. Iisus a zis că bătălia definitivă, finală, decisivă, nu se dă la ușa bisericii. Nu. Dacă cineva a crezut asta, s-a înșelat. Bătălia decisivă este dată la porțile locuinței morților, acolo unde e centru forța lumii. Iisus a zis, și porțile locuinței morților nu o vor birui. Unde se dă bătaia? La ușa bisericii? Nu. La ușa ei, a lumii. Să ne silim să fim copii ai lui Dumnezeu. Domnul Iisus a spus că cine crede în El are viață. Pentru cei născuți din nou, cina Domnului e mai mult decât ritual. Pentru cei născuți din nou, pâinea are altă valoare, altă valență, rodul viței, altă dimensiune. Împărtășania ne transportă în altă dimensiune decât cea materială. Și asta se face când știm să deosebim trupul și sângele Domnului.
Dumnezeu să ne ajute să ne cerceteze. Nu voi încheia acest mesaj fără să vă chem să ne întoarcem cu toată inima spre Dumnezeu. În aceste vremuri de confuzie, când mulți creștini se lasă ademeniți de cele ale chipului acestui viac și își pierd mărturia și curăția, are să avem un moment în care să reînnoim legământul nostru cu Dumnezeu. Dacă îți dorești să faci această reînnoire, indiferent de care au fost experiențele trecute, e harul lui Dumnezeu. Și eu cred că această dimineață poate fi o dimineață în care Dumnezeu să lucreze în viața noastră acele transformări, acele schimbări, să ne dea putere unde n-am avut, curaj unde n-am avut, viață unde n-a fost viață. Să aducă Dumnezeu această noire și să mergem acasă plin de speranță, plin de credință. Iisus este Mântuitorul, slăvit să fie în numele Lui. Primiți, vă rog, cuvântul acesta al Lui. Nu-L dați la o parte. Primiți acest cuvânt al Lui. El este singurul care ne poate salva. Binecuvântat să fie în numele Lui în veci. Și pentru cei botezați, ca o pecetluire că-L primiți, ne împărtășim astăzi. Iisus a murit pentru noi. Înălțăm jertfa Lui. Dăm semnificația acestei jertfe. O punem în evidență. O înălțăm. Da, Doamne, din cauza Ta, a jertfei Tale, astăzi suntem ai Tăi. Să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm.